Următorul meci este un super fight la categoria plus 95 de kilograme. Primul luptător care intră în cușcă are 31 de ani, cântărește 110 kg și măsoară 1,83 m. Revenim cu luptele băieților aici în Polivalenta din Craiova, unde 5.000 de oameni au venit să vadă gala Fight Night, lei în cușcă. Am văzut două lupte spectaculoase între fete, două lupte ce s-au dus până la decizie. În ultimul meci, Diana Berbiță, prințesa războinică a Olteniei, a reușit să o învingă pe rivala sa neînvinsă din Ungaria. Acum, în un meci la categoria plus 95 de kilograme, avem din nou un meci dintre un sportiv din România și unul din străinătate. Acest Mervyn Campbell îl va înfrunta pe Cristian Mitrea. Doi luptători cu palmares total opus. Cristian Mitrea are 5 meciuri, 5 victorii. Mervyn Campbell are 4 meciuri, 4 înfrângeri și 3 dintre ele survenite rapid în prima repriză. De altfel, englezul a pierdut ultimul meci în fața lui Marian Rusu, fostul adversar al lui Cristian Mitrea. Cei doi s-au bătut în Anglia, iar Campbell a pierdut prin finalizare după 3 minute și 12 secunde. Marian Rusu a câștigat printr-o americană, iar în meciul precedent, în mai 2014, Mervyn Campbell a fost făcut knockout de către Cătălin Zmărândescu, de asemenea în Anglia. Mai are Campbell încă două înfrângeri, una în prima repriză și una în a treia rundă. Cred că singurul obiectiv al lui Cristian Mitrea în acest meci este să doboare recordul de 3 minute în fața lui Mervyn Campbell. Nu văd cum englezul ar putea să-i pună probleme. Cristian Mitrea, considerat numărul 1 în clasamentul Sport.ro la categoria grea, și 5 meciuri, 5 victorii, 4 knockout-uri pentru acesta, o finalizare. 4 lupte, toate pierdute pentru Mervyn Campbell și ce mai rău pentru el, nu a reușit să ducă niciun meci până la final. Toate înfrângerile sale au fost suferite înainte de limită. Se pregătește să intre în cușcă și Cristian Mitrea. 33 de ani, 101 kg pentru Mitrea, 1,81 m înălțime, practicat de jiu-jitsu și de rugby. Cu 2 ani mai în vârstă decât adversarul său, Campbell are 31 de ani, 110 kg, cu 9 kg mai greu este englezul, stabilit în Londra și antrenat de Jermaine Facey. Vedem pe Cristian Mitrea, 5 meciuri, 5 victorii, 33 de ani pentru Cristian, 101 kg, mai greu englezul decât el. Vedem în spatele lui Mitrea, în planul îndepărtat, și pe Sandu Lungu, cel mai greu luptător de MMA din România, la propriu și la figurat. Sandu Lungu se pregătește și el să revină în cușca RXF în aprilie sau în mai, la următorul eveniment. Va fi un eveniment de anvergură, promitea Sebastian Vieru, promotorul acestui eveniment. Intră Cristian Mitrea în cușcă, pare ceva mai mică decât adversarul său, la greutate stă mai prost Cristian, însă nu este neapărat un dezavantaj, va fi mai rapid pe mișcări Cristian. Vedem acest meci la categoria grea. Oricum Mitrea arată cel mai slim, să-i spunem așa, dintre greii pe care i-am văzut în această seară. Dacă ne gândim la Marian Iordan, la Tolea sau la Florin Boboc, ce au luptat și la categoria plus 95 de kg. Începe meciul, de obicei Mitrea începe furtunos.
Să vedem. Cu siguranță va duce lupta la sol Cristian Mitrea, este expert în jiu-jitsu brazilian. Englezul se plimbă, n-a trimis nicio lovitură până acum. Iată, în marș arier Campbell de când a început meciul. Cristian se aruncă cu o lovitură de picior și va urma double leg-ul cu siguranță. Este specialitatea sa. Putu-i, Campbell cu brațele jos, nu știu ce făcea acolo. Rezul. Oh, iată ce stângă a trimis acolo Campbell. L-a dat pe spate acolo pe Cristian Mitrea. Din nou, ce lovitură reușește Mervin Campbell. Trebuie să recupereze garda Cristian. Este lovit de către englez. Ce surpriză în această prima repriză, însă Mitrea reușește, mai încasează o lovitură. Trebuie să ducă meciul la sol dacă poate, sau să ajungă într-o poziție în care să poată reveni în acest meci. Ce momente aici la Craiova, cine se aștepta ca Cristian Mitrea să fie făcut knockdown de către acest englez care nu a câștigat niciun meci în carieră până acum. Însă revine Cristian într-o poziție de forță, în control lateral, se descurcă foarte bine de aici, va trece în control deasupra exact și acum va începe să lovească. Încearcă să izoleze acolo în braț Cristian, își revine în aceste momente deasupra adversarului. Prin ce momente grele a trecut Cristian Mitrea în această primă repriză? Lovit de mai multe ori de către acest englez, Marvin Campbell, aproape să producă surpriza, însă și-a revenit acum Cristian și încearcă o americană, însă englezul a reușit să-și tragă brațul. Mai sunt 3 minute, are timp destul Cristian să câștige acest meci. Trimite acum lovituri, englezul trebuie să se apere, încearcă să izoleze din nou un braț, încearcă să atace un triunghi cu brațele. Sau americana Cristian, care este în control deasupra acum și nu cred că va reuși englezul să-l dea jos. Setează un armbar acum Cristian, să trebuie să fie mai aproape de brațul adversarului. Renunță. Se apără cu disperare englezul. A reușit să pareze multe din acele lovituri ce s-au abătut în cascada asupra lui acolo. Din activitate acum în cușcă. Moment de răgaz pentru Cristian, care a trecut prin clipe grele în această rundă. Încearcă să seteze acum probabil o kimura pe brațul stâng, însă englezul n-a dus brațul în poziția pe care o aștepta Cristian. Încearcă să izoleze acum brațul stâng al englezului, se ducă după un armbar, însă își trage englezul brațul de acolo. Trecut de acea bornă de 3 minute în care englezul a fost învins și de Marian Rosu și de Cătălin Zmărândescu. Însă ce emoții ne-a dat Cristian în această primă rundă, după ce România a învins Ungaria ceva mai devreme. Acum avem ceva probleme cu Anglia. Cristian însă controlează meciul. De aproximativ 3 minute încearcă să izoleze încă un braț, să-l prindă în acea poziție numită crucifix. În control lateral Cristian, scuză-mă Sorin, englezul nu face decât să se blocheze și așteaptă finalul luptei. Se va duce după un armbar acum Mitrea, îi acoperă brațul cu shoulder-ul, să vedem dacă reușește să izoleze brațul, se ducă, nu, s-a dus după celălalt braț. Avea însă brațul adversarului între picioare, se putea lăsa pe spate acolo. Încearcă acum o kimura, englezul prins în această kimura. Mitrea trebuie să tragă de braț, poate încerca și un straight armbar. Va fi o kimura aici pentru Mitrea, englezul strânge mult din dinți. A bătut, da, și a bătut Marvin Campbell. Victorie pentru Cristian Mitrea în prima rundă. Cristian Mitrea, o victorie în prima rundă după ce a trecut prin momente grele. A fost pus la podea cu acele lovituri, a mai încasat apoi câteva, însă a revenit excelent. A reușit acel single leg și a dus adversarul pe spate, de unde nu l-a mai lăsat să se ridice. Cele din urmă setează această kimura pe care reușește să o finalizeze în prima rundă. O nouă victorie în prima rundă pentru Cristian Mitrea. Revedem aici acest flying kick din partea lui Mitrea și aici stânga încasată de Cristian.
cu brațele jos Marvin Campbell și reușește totuși acest jab cu brațul din față. Iată-l pe Mitrea reușind acest single leg, ce a însemnat sfârșitul practic pentru englez. Lovitor din partea lui Cristian și românul reușește să câștige meciul după ce a avut ceva probleme. Vedem acest control lateral, englezul n-a mișcat din control lateral sub Cristian și această kimura executată puțin atipic, dacă văd eu bine, da, Cristian n-are priză între brațele sale. Învingător prin arma de durere în prima rundă, figura lui Marvin Campbell. Câștigă Cristian Mitrea prin kimura în prima rundă. A fost o tehnică articulară pe braț. Sportivul nostru câștigă, iată, în cele din urmă, felicitat și de Adrian Preda, campionul de la categoria 95 de kilograme din Eric Sef, și Alin Panaite, antrenorul de la Respect Gym în Cușcă, alături de Cristian Mitrea. Acesta termină învingător, iată-l vedem, are și arcada stângă puțin tăiată. După acest match, Ionuța Todiresei și Samir Aliyev se vor bate în main eventul acestei gale, în cel mai tare match din cariera lui Ionuța Todiresei. Spuneam despre Samir Aliyev că este extrem de puternic și de bine pregătit, luptător de sambo și de lupte. Noi vedem în continuare imagini de la Craiova cu meciul de grei ce tocmai s-a terminat și așteptăm să se desfășoare următoarele evenimente aici în sala sporturilor din Craiova. Au avut ce vedea cei 5.000 de olteni ce au umplut sala polivalentă aici la Craiova. Multe knockout-uri, multe finalizări, chiar și meciurile ce s-au dus în decizie au fost extrem de spectaculoase și luptele fetelor. Avem o scurtă pauză și după câteva minute vom reveni cu main eventul, lupta lui Pitbull Todiresei cu Samir Aliyev.